Fostul primar Cristian Popescu Piedone află pe 5 aprilie dacă rămâne în închisoare. Dosarul colectiv a fost astăzi din nou pe masa judecătorilor. În Alta Curte de Casație și Justiție a aprobat la finalul anului trecut, de principiu, cererile de recurs în casație privind condamnații din acest dosar. Acțiunea reprezintă o cale de atac extraordinară, în urma căreia acuzații ar putea fi eliberați. Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul colectiv, fiind acuzat de abuz în serviciu și a fost încarcerat la penitenciarul Rahova. Pedepse între 6 ani și 12 ani de detenție au primit și patronii clubului, pirotehniștii, artificierii și pompierii.